Cine sunt eu? Sunt omul creat de Dumnezeu, oricum aș arăta. Sunt omul dorit de Dumnezeu. El știe că eu voi păcătui și că voi falimenta și îi place să intre în relație cu noi tocmai ca să desăvârșească, să răscumpere greșelile noastre. Și sunt omul înzestrat de Dumnezeu. Aceste trei realități cred că vor fi vindecătoare. În vremea adolescenței mele, și am mai spus lucrul ăsta în Carpați, când nasul meu era prea mare și nu mă puteam împăca cu el, când strunga dintre dinții din față era prea mare și eram poreclit greblă sau rinocer, când familia era prea săracă pentru anturajul în care mă mișcam, când sâsâitul meu era prea supărător și mă trimitea mama obligatoriu, clasa a doua și a treia, să fac ore de locopedie, să pot să zic șoarece și soare și să-mi țin limba între dinții de jos și nu de sus, n-a fost ușor. Dar a fost un moment în care, când am înțeles acest adevăr, asta a vindecat viața mea. De aceea, dacă sunt aici adolescenți care încă nu sunt păcați cu ei și nu se doresc și ar dori chipul altcuiva, darul altcuiva, înzestrarea altcuiva, nu uita, așa cum ești creat de Dumnezeu, ești dorit de Dumnezeu, chiar dacă vei greși și ești înzestrat de Dumnezeu cu capacități despre care o să vorbim ulterior. Mai departe, cum găsesc drumul? Cine este Dumnezeu? Nu doar trebuie să mă reperez bine și să înțeleg cine sunt eu, să mă descifrez ca identitate, să-mi descoper propria identitate și trebuie să văd cum este Dumnezeu, cine este Dumnezeu. Și aici nu o să insist, pentru că e un lucru care l-am mai abordat într-un alt context, vreau doar să ne uităm la pasaj foarte interesant, până când Dumnezeu să-i spună din nou la cel cheamă pe Moise, Dumnezeu vorbește despre sine. Nu ne vom referi doar la însușirile care sunt consemnate de Ștefan, pentru că cred că zona asta este vindecătoare pentru noi. Imaginați-vă că Moise, după premisele care le avea, credea 100% că va avea succes, că va fi biruitor. Că Dumnezeu, chiar așa zice Biblia, versetul 25, credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui va da izbăvirea. Și nu s-a întâmplat asta, dezamăgit, frustrat, ajunge în pustie, se căsătorește, face doi copii, uită de tot, dar de tot, de identitatea evreiască și de planul lui Dumnezeu. Era cumva în drumul și în țara resemnării. Ei, în țara asta lui Madian, care cumva e țara frustrării și apoi a resemnării, în care te devii cioban, rămâi în activitatea asta, care e cumva separată de planul lui Dumnezeu, vine Dumnezeu și te întâlnește și înainte să spună, hei Moise, întoarce-te unde ți-am zis. Mai știi ce ți-am zis? Mai știi ce ți-o zis maică ta? Mai ții minte tot ce am investit în tine? Toate înzestrările tale? Le mai ții minte? Hai apucă-te de treabă! Nu! El înțelege că e supărat pe Dumnezeu. Dumnezeu e conștient de faptul că Moise poartă niște răni în suflet. Cumva îl încarcă pe Dumnezeu cu vină pentru eșecul nostru, pentru că noi asta facem de obicei. Vom găsi vinovați fie în anturajul nostru, dar de cel mai multe ori, pentru că suntem ai lui Dumnezeu, aruncăm cu noroi în Dumnezeu și zicem, dacă lui Dumnezeu i-ar păsa, m-ar fi susținut. Dacă Dumnezeu ar fi drept, ar ști toată nedreptatea poporului. Dacă Dumnezeu m-ar fi ascultat, ar fi înregistrat toate rugăciunile care le-am zis lui. De aceea Dumnezeu se descrie în patru ipostaze, în versetul 32 până la 34 și vi le citesc. Când i-a zis, care i-a zis, versetul 32, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Dumnezeu continuă. Domnul i-a zis, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului, le-am auzit gemetele, m-am coborât să izbăvesc acum, du-te, te voi trimite în Egipt. Așadar, Dumnezeu nu vorbește de destinul promis, nu reiterează promisiunile până când nu vorbește despre el. Moise, tu ai uitat cine sunt eu. Și aici avem patru realități despre Dumnezeu pe care, într-un alt context, cred că la o întâlnire de tineri le-am precizat, împreună cu alte trei din cartea Exodului, capitolul 3. Dumnezeu este Dumnezeul personal, e Dumnezeul persoană. Dacă până atunci Moise se identifica cu zeitățile Egipt,
Egiptului, care ele la rândul lor se identificau cu un spațiu, erau niște forțe necreate, nu puteam să le personalizăm, puteam maxim să le simbolizăm. Să nu uităm la o pisică ca chipul unei zeițe sau la alte statuete ca simbol al forței din spatele lor. Dumnezeu vine și zice așa: eu nu sunt forță, eu sunt Dumnezeul personal. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Sunt Dumnezeul care mă identific cu persoanele care, coincidență, sunt strămoșii tăi. Adică Dumnezeul care l-a condus pe Avram, pe Iacov și pe Isaac în destinul promis, e același Dumnezeu care vrea să vorbească cu tine, Moise. Nu uita, eu sunt Dumnezeul personal. N-ai cum să ajungi la destinul promis până când nu vindeci, până când nu-ți vindeci ideea asta despre Dumnezeu. Dumnezeu e o forță necreată, e undeva acolo și dacă există, Dumnezeu nu interacționează cu omul. Ei, nu! Dumnezeu coboară, vrea să-l însoțească pe om în itinerarul acesta de la eșec înspre destin. Apoi, Biblia zice, scoateți încălțămintele de picioare, vizează puritatea lui Dumnezeu, elementul dreptății, și aici cred că e o școală cumva al vindecării noastre. Noi credem așa, dacă Dumnezeu există, eu n-ar trebui să am eșec, pentru că eu merit succesul. Dacă Dumnezeu există, El trebuie să fie drept. Și dreptatea trebuie să se vadă prin faptul că de la o parte oponenții mei, de la o parte obstacolele, și Dumnezeu îmi croiește drept, drum drept. Eu merit asta. Și Dumnezeu zice, știți, vrei să vorbim despre dreptate, despre corectitudine, despre puritate, Moise? Hai să începem cu cineva. Începem cu tine, scoateți încălțămintea din picioare. Când te raportezi la mine, scoateți încălțămintea din picioare, locul ăsta e un loc sfânt. Dumnezeu vorbește despre puritatea sa, despre dreptatea lui, care întotdeauna trebuie să înceapă cu noi. Ați vrea Dumnezeu să-și manifeste corectitudinea, puritatea, dreptatea? De ce să nu înceapă cu tine? Să-ți vezi eșecurile, să vezi păcatele, să-ți vezi murdăria încălțămintelor și să zici, Doamne, iartă-mă. Până când nu există zona asta în care îmi identific vina, eu nu pot să-L proiectez pe Dumnezeu așa cum este El. Dumnezeu este un Dumnezeu pur. Și vă spun adevărul Evangheliei, Biblia zice așa, voi nu v-ați apropiat de un munte care e în flăcări, care ne panechează și care ne face să păstrăm distanța, și nu ne-am apropiat de Dumnezeu care zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Dreptatea lui Dumnezeu nu se manifestă în pedeapsa mea personală pentru eșecul meu, ci dreptatea lui Dumnezeu se manifestă în pedeapsa lui Hristos. Mânia lui Dumnezeu se descarcă în jertfa lui Hristos și în ceea ce se întâmplă lui Hristos, ca eu să scap de păcat. Dumnezeu este Dumnezeul pur. Apoi Biblia zice, versetul 34, am văzut suferința poporului meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele și m-am coborât să îi izbăvesc. Moise, am văzut. Tu ai impresia și de cele mai multe ori, poate nu rostim tare, dar zicem așa, Doamne, Tu nu vezi. Doamne, Tu nu vezi prin ce trec. Doamne, Tu nu vezi în ce familie îs. Doamne, Tu nu vezi de câte ori am încercat. Doamne, Tu nu vezi câte rugăciuni ți-am adresat. Doamne, Tu nu vezi unde îs. Doamne, cumva Tu ești orb. Ești Dumnezeul indiferent, lipsit de preocupare. Ție nu-ți pasă de viața noia. Ce să spună Dumnezeu despre destin dacă în primul rând nu-și vindecă optica despre cine este Dumnezeu? Dumnezeu e Dumnezeul preocupat. Moise, eu văd. Eu am văzut din prima zi tot încercarea, tot greul poporului, am ascultat rugăciunile. În textul paralel din Exod ne spune trei elemente cumva ale preocupării, faptul că Dumnezeu ne cunoaște numele, eu, Moise, Moise. Imaginați-vă în țipenie, acolo unde nu era țipenie de om, Dumnezeu se revelează și spune, Moise, eu îți cunosc numele. Apoi, Moise, eu am auzit toate rugăciunile tale și, Moise, am văzut toate durerile tale, eu sunt Dumnezeul preocupat. Vreau să proclam cu putere astăzi aici în biserică, Dumnezeu e mai preocupat de binele nostru și de destinul nostru decât suntem noi înșiși. Chiar mai mult decât noi, Dumnezeu e preocupat să ajungi de la eșecul tău la destinul Lui. Apoi, Dumnezeu e Dumnezeul puternic, avem verbul m-am coborât ca să izbăvesc. Imaginați-vă că această izbăvire nu însemna ieșirea din pușcărie, ca în cazul lui personală, ca și în cazul lui Iosif, nu însemna vindecarea unei boli, ci însemna izbăvirea, scoaterea din robia unui popor, din mâna celui mai puternic om de pe fața pământului atunci. Faraon, care era Dumnezeu pe pământ,
Faraon, care reprezenta cea mai mare putere, cea mai mare mână din univers, cunoscută de oameni, Dumnezeu vine, zice, eu, Dumnezeu-s mai puternic, scot din mâna lui Faraon, izbăvesc din mâna lui Faraon. Și în Exod capitolul 6, cuvântul Domnului zice în felul următor, vreau să citim versetul acesta, Exod 6 cu 1. Domnul a zis lui Moise, vei vedea acum ce voi face lui Faraon, o mână puternică îl va fili să-i lase să plece, da, o mână puternică îl va fili să-i zgonească din țara lui. Oare a cui mâna asta? A lui Moise? A lui Dumnezeu. Dumnezeu care își manifestă puterea în ciuda puterii lui Faraon. Dar nu doar atât. Cine sunt eu, creat, dorit, înzestrat de Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? E Dumnezeul drept și își manifestă dreptatea în primul rând în dreptul meu? E Dumnezeul personal care intră în viața mea și vrea să vorbească cu mine, să relaționeze cu mine, să mă conducă înspre ceva? E Dumnezeul plin de putere și e Dumnezeul preocupat? Mai departe, cum găsesc drumul? Următoarea întrebare este, ce vrea Dumnezeu de la mine? Bun, am înțeles cine sunt, am înțeles cine este Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la mine? Și în sensul acesta avem un parcurs narrativ pe care aș vrea împreună, bucată cu bucată, să îl descifrăm. Când zicem ce vrea Dumnezeu de la mine, eu nu vreau să fac altceva decât să reușim să descoperim chemarea lui Dumnezeu particulară. Dumnezeu, vă ziceam, că are un destin pentru fiecare dintre noi și o chemare adiacentă acestui destin, o chemare particulară pentru fiecare dintre noi. Biblia zice aici concret, acum, după ce se prezintă, versetul 34, ultima parte, du-te, te voi trimite în Egipt. E o chemare cât se poate de particulară a lui Dumnezeu, adresată lui Moise. Acum noi toți am vrea un rug aprins. Noi am zice, Doamne, facem dacă ne spui exact ce trebuie să facem, când și unde trebuie să mergem. Trimite-mă și pe mine în Egipt și mă duc. Dacă îmi vorbești într-un rug aprins, în mijlocul unei vedenii, a unei cântări, a unei predici, Doamne, eu fac. Dar textul acesta emite cumva o altă ipoteză. Dumnezeu nu e atât de preocupat să ne descopere chemarea sa, cât să dezvolte chemarea sa în noi. Și aici cred că e boala generației noastre. Noi vrem o prorocie, vrem un cuvânt, vrem o chestie concretă ca să nu eșuăm. Doamne, spune-mi ce trebuie să fac. Și Dumnezeu abia la 80 de ani îmi spune ce trebuie să faci. Dar Moise zice, Biblia, că știa de la 40 de ani. Uitați-vă, versetul 23, el avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze. Versetul 24, a văzut pe unul din ei suferind nedreptate, a luat apărarea. Credea că frații lui vor înțelege, pe înseamnă că el a înțeles. Înseamnă că de la 40 de ani și până la 40 de ani chiar și apoi până la 80 de ani, Dumnezeu dezvoltă în interiorul lui Moise chemarea. Noi de multe ori ca penticostale așteptăm cumva ca Dumnezeu să verbalizeze înspre noi care este planul lui. Și s-ar putea să fii la 40 de ani aici și să nu știi exact ce vrea Dumnezeu de la tine. Să fii pe drum, dar nu știi nici unde mergi, nu știi nici care-i ritmul mergerii tale, nu știi încotro te mergi. Știți de ce? Pentru că noi încă așteptăm descoperirea. S-ar putea descoperirea rugului să nu vină niciodată. Dumnezeu e preocupat să dezvolte această hai să o numesc, chemare în sufletele noastre. Pentru asta avem câțiva pași. Prima este premisele. Dumnezeu pune lucruri noi. Care sunt premisele drumului nostru? Pe ce mă bazez? Prima parte a textului vorbește despre asta. Apoi, potrivnicii. Dacă e rău, pe cine dau vina? Apoi, avem pregătirea. În textul nostru avem metafora pustiului, care e metafora pregătirii. Și apoi, foarte ciudat, când în sfârșit Moise ajunge, unde ajunge, el zice, este altceva în afară de mine. Este un proroc. Pe el să-l ascultați și în el să vă încredeți. Ei, toate aceste tipare sau tipologii vizează cumva drumul nostru, descifrarea chemării noastre. Hai să vedem premisele. Pe ce ne bazăm atunci când mergem pe drumul lui Dumnezeu? Cazul lui Moise, pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. Vă spuneam, era singurul supraviețuitor dintr-o generație de cel puțin 6 ani. Imaginați-vă că într-o generație de 6 ani în biserică să fii tu singur bărbat și vreo 450 de fete. Ești tu ăla, unul singur alesul. Asta e o premisă. Te căsătorești cu cine vrei? Ai
toate alternativele din lume, e singura variantă pentru toate cele 450. Moise era unul din puținii, să nu zic singurul, supraviețuitor. Asta da premisa. Trebuie să fie ceva de băiatul ăsta. Toți mori, el trăiește. Mai mult decât atât, Biblia zice că a fost hrănit 3 luni de părinții lui, a fost dorit de părinți, da? A fost pregătit de părinți, doar că limitarea decretului a determinat lepădarea, abandonul. Dar și această abandon e o expresie a credinței, îl pun pe Nil și las să meargă, rugându-mă, supraveghându-l ca Dumnezeu în suveranitatea lui să-și ducă planul la îndeplinire. Omul ăsta a fost încurajat de părinți. La 40 de ani nu-și descoperă așa hoc-tronc chemarea lui Dumnezeu, ci-s convins că în momentul în care vede că mulți mor înainte de el, când Moise se naște, mama lui zice, ăsta e ceasul, ăsta e momentul. Imaginați-vă, sclavi fiind, vă legați de toate promisiunile lui Dumnezeu. Și era o promisiune în urmă cu 400 de ani. Poporul meu, ca semn că eu, Domnul, ți-am vorbit, Avram, va fi dus în pustie și după 400 de ani eu îl voi scoate cu braț puternic. Dar nu voi face asta până când păcatul amoriților nu ajunge la culme. Asta era promisiunea lui Dumnezeu. Acum, imaginați-vă că oamenii încep să numere ani. Și când se apropie cei 400 de ani, an cu an, lună cu lună, se numără. Și exact în momentul în care se împlinesc cei 400 de ani, se naște un copil. Și toți își pun lupele, lentile pe el și zice, oare nu este ăsta? Mama lui povestește lui Moise despre planul lui Dumnezeu și promisiunea lui Dumnezeu. Fiind singurul în viață, e categoric, Moise înțelege că este chemat de Dumnezeu. Acest frumos înaintea lui Dumnezeu nu vizează doar chipul lui Dumnezeu dorit de Dumnezeu, ci înzestrat de Dumnezeu cu un program, cu niște resurse pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. Orice premise. Mergem mai departe. Și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. V-ați dorit să fiți vreodată sincer? Să aveți alt părinți, cu un alt statut social, cu alt fel de școală? Orice adolescent, cel puțin odată s-o gândi la asta. Fiți sincer și nu farisei. Ce puteai să ai mai mult decât să ai un tată faraon? Să ai toate resursele casei lui Faraon. Nătâng să fii, viitorul tot a tăui. Tata cumpără, tata face și desface, tata rezolvă. N-ați văzut oameni care au devenit nu pe brânci, nu pe meritele lor, ci pentru că părinții au avut cașcaval? Asta e societatea în care trăim. Ei, Moise avea premisa resurselor, avea tot ce-i trebuia pentru un viitor strălucit. Era următorul la scaunul lui Faraon. Ți-ai toate resursele din lume. Mai mult decât atât. Biblia zice, Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Și când zice aici a învățat, nu înseamnă că a făcut școală, ci înseamnă că și-a asumat învățătura. Când zice, a învățat toată înțelepciunea egiptenilor, se referă la faptul că și-a asumat această învățătură. Sunt unii care intră în școală și cum intră așa ies. Nimic, lemtănase. Stau acolo și îs unii din ăștia, în special care vin din afara orașului, părinții își iau de la gură, muncesc, fac agricultură, poate fac schimburi, merg în fabrici, ca ei, studenții, să trăiască, frate. Să învețe, să devină ce ei n-au putut. Și poate unii dintre voi sunteți aici așa. Care facem școală nu ca să învățăm, facem școală ca să nu fim acasă, să nu muncim. A fost o perioadă în care și eu am trecut prin episodul ăsta. Cred că e inerent fiecărei vreme de studenție. Ei, Moise nu e așa. Moise nu merge doar la școală, Moise chiar învață. Zice Biblia că a învățat toată înțelepciunea Egiptului. Ce premisă! Să ai parte de cea mai strălucită educație, de cele mai mari resurse, să ți le asumi lucrurile astea. Cum să nu fie? Cum să nu fie biruință? Cum să nu fie victorie? Și era puternic în cuvinte și în fapte. Știu, vezi, zice, cred că Ștefan a greșit. Nu zice Biblia în Exod capitolul 4 că era bâlbâit? Până la urmă, era puternic în cuvinte sau nu? Sensul puternic în cuvinte aici vizează nu faptul că vorbește retoric, corect, ordonat, ritmic, ci vizează convingerea. Moise era un om convingător. Eu am văzut lideri la viața mea care nu-i recomandă decât banii. Sau chiar și școala. Dacă îi pui să-i determine pe cineva să zică ceva, nimic. Oameni care n-au spirit de inițiativă și n-au capacitatea de convingere, Moise o avea.
în sensul ăsta retoric, era înzestrat. Se bâlbâia el, dar el magnetiza lumea. Erau oameni în jurul lui, omul ăsta era puternic în cuvinte, avea dialogul, avea vorbirea înduplecătoare la el, putea să mobilizeze mulțimea. E calitate indispensabilă pentru un lider și Moise avea. Zice Biblia că era nu doar puternic în cuvinte, ci și în fapte. Eu am văzut oameni care una spun și alta fac. Eu am văzut parlamentari foarte buni de gură. Eu am văzut primari foarte buni de gură. Dar când e vorba să dovedească nimic. Ei, Moise nu era doar omul care aburea. Era omul și care demonstra. Era omul care asocia fapta cu cuvântul ăsta, da, lider. Eu am văzut oameni care zic, hai să facem curățenie, cine rămâne după să mute băncile? Dar el e primul care pleacă. Nu, Moise nu era așa. Omul ăsta avea toate premisele să ajungă la destinul promis. Mai mult decât atât. El avea 40 de ani. 40 de ani e vârful maturității. E momentul în care nu poți să zică nimeni, bă, mucosule, tu ce faci aici? E momentul în care experiența deja te creditează. Tu nu ești un debutant, tu ai experiență, voi ați văzut oameni, oricât de buni sunteți în școală și ați terminat cu 10 și aveți o diplomă de licență care vă recomandă și când merg la angajare, an de experiență, fugi. La Moise nu merge asta. Moise oriunde își punea CV-ul era angajat pentru că deja avea experiență. La 40 de ani era vârful maturității, era vârsta destoinică pentru slujire. Mai mult decât atât. I-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații lui. Omul ăsta pe mine mă fascinează. Eu am văzut oameni. Eram într-un context undeva în diaspora, de vorbă cu cineva și îmi zic, discută doi la masă și zic, măi, eu nu stau la masă, eu nu mănânc la restaurant cu oameni care câștig 1500 de euro pe lună. Vorbeau ei între ei. Și atunci eu, ca să-i dau o lecție, m-am ridicat în picioare și am zis, ok, atunci mă ridic, plec. Nu-i vorba despre tine, Flaviu. Eu zic așa, noi avem o etichetă. Nu-i vorba despre tine. M-am uitat la el și știam background-ul lui. Când mâncai sandwich cu margarină doar și cu un pic de sare, nici salam sau șuncă n-aveai și te uitai la ceilalți care își permiteau în Cluj pe vremea aia să-și ia câte un hot dog, atunci aperuseră și tu nu puteai, atunci unde erau ei 1500 de euro minim? Sunt oameni care în momentul în care devin și parcurg, uită de unde au plecat. Moise e un om sensibil. Moise e un om smerit. Moise știe de unde au plecat. Să stai o viață întreagă în cultura Egiptului și să-ți aduci aminte de țărani? Să-ți aduci aminte de sclavi? Încă să te identifici cu ei? O, ce lider! Ăsta trebuie să fie numărul unu și la Senat, și la Parlament, și la ce vreți voi. Ăsta da premise. Există ceva ce îl recomandă. Biblia zice în felul următor. Dorința să cerceteze pe frații săi a văzut pe unul din ei suferind nedreptate și a luat apărarea. E și un om care își asumă. Am văzut oameni fricoși care chiar dacă îi recomandă toate, sunt oameni care nu sunt conflictuali, nu vor să-și asume niciodată responsabilitatea. Moise e omul care face dreptate și asumă. Spuneți-mi mie, din toate premisele astea, ce lipsește omului ăsta? Nimic. Acum așteptăm toți spectatorii să-l vedem pe Moise faraon. Pe Moise care ia poporul și îl duce dintr-un punct în altul. De ce Moise nu reușește? Pentru că acestea sunt doar premise. Și eu cred că premisele itinerariului nostru sunt lăsate de Dumnezeu ca să dezvolte noi chemarea Lui. Nu înseamnă descoperirea chemării, ci înseamnă dezvoltarea chemării. Ca să văd pe ce mă bazez. Premisele n-au menirea să ne solidifice credința noi, convingerea noi. Și premisele au menirea să contureze cumva drumul, parcursul care urmează să-l facem. Ele nu sunt determinante. Ele sunt indici în calea chemării a drumului, dar nu sunt determinante. După aceea, întotdeauna în parcursul acesta avem niște potrivnici. Radu, care era reper orar? Nu că știam că era până la 12 fix, asta la nu mai știu, nici când am început, nici când am terminat, când o să terminăm. Stai ca la Pentecostali. Sper că sunteți. Erau niște potrivnici. Noi, potrivnici sunt cumva răul necesar, sunt oamenii care mereu ne încurcă.
Că și ne este comod să avem potrivnici, sunt oamenii pe care dăm vina. Întotdeauna când eșuăm, ei îți devină. Poate potrivnicii-s părinții care nu ne înțeleg. Mă, mai lasă atâtea repetiții. Mamă, ce atâta. Nu, școală, frate, ce biserică. Cum ai vremea școlii, învață. Și nu-i rău, trebuie să învățăm. Sunt colegii care mereu îți stau în spate, mereu te descurajează. Bine, mă, tu crezi că o să faci asta? Cine te-a pus pe tine? Dar cine te-a ales pe tine? Noi căutăm în anturajul nostru susținere și, cum vă ziceam la Moise, noi găsim împotrivire. Textul ne zice așa: credea că frații lui vor pricepe, vor înțelege exact cum o înțeleg el, că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar nu au priceput. De ce Dumnezeu îngăduie potrivnici? Oare să găsim pe cine să dăm vina? Logofeții care vin frustrați pentru că s-au adăugat sarcini în plus pentru facerea cărămizilor au venit și s-au spart toate în capul lui Moise și Moise merge înaintea lui Dumnezeu și zice: Doamne, ți-am zis că nu trebuia să fac asta. Tu n-ai înțeles, eșec mai mare. Doamne, uită-te că potrivnicii sunt mai mulți și mai vehemenți înaintea mea. De ce îngăduie Dumnezeu potrivnicii? Oare să avem pe cine da vina? Asta e cel mai comod răspuns. De ce îngăduie Dumnezeu toate premisele astea favorabile? Oare să ne bazăm pe ele? Dar de la potrivnici vine pustiul și pustiul e pregătirea. E pregătirea, nu resemnarea. Moise asta nu înțeles în prima fază și vă citesc. La auzul acestor vorbe 29, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul lui Madian, unde a născut doi fii. Madianul cred că reprezintă țara resemnării. Dacă vă uitați în tot ciclul narrativ Moise nu-și desconspiră identitatea. Tata, am văzut un egiptean, zice Sefora. El nu zice: fată, vezi că greșești. Eu îs din Egipt, dar eu sunt evreu. Moise nu-și desconspiră niciodată identitatea. Nu spune cine este. Pentru că o zis, mi-e mai comod așa. De ce să-mi divulg identitatea care s-ar putea să reclame niște responsabilități? Mă resemnez. Căsătoria într-o țară străină și facerea copiilor înseamnă un nou drum, o nouă identitate. Rămân în eșecul meu. Dumnezeu nu mai poate face nimic. Oare pustia e locul resemnării sau e locul descoperirii lui Dumnezeu? Oare pustia e eroarea de geografia lui Dumnezeu? E ocolul? Nu putea Dumnezeu pe drumul comercial în 2 săptămâni să ajungă din Gosen în Egipt? De ce mergem în pustie? De ce Dumnezeu se descoperă în pustie? De ce în momentul infidelității lui Gomera, Osea îl o duce în pustie și vorbește pe placul inimii ei? De ce pustia? Pentru că pustia e locul pregătirii și e ciudat. Dumnezeu cumva întârzie promisiunea lui cu 80 de ani ca să-l formeze pe un lider. Și pentru asta îl duce în pustie. Cred că în pustie ar trebui să spui întrebarea: ce trebuie să mai schimb? Dacă ești în pustie, determinat de eșecul inițial sau intermediar, întreabă-te ce trebuie să mai schimbi. Ăla e locul în care Moise înțelege cine este și cine e Dumnezeu și se recalibrează identitatea. Pustia, vă spuneam la început, fie că e pustia diferențelor, fie că e pustia dificultăților, fie că e pustia singurătății, că nu te înțelege nimeni, pustia e îngăduită de Dumnezeu ca și pregătire. Pustia înseamnă pregătirea mea ca să înțeleg care e parcursul de la eșec înspre destinul lui Dumnezeu. Și ce înțelege Moise aici? Și cred că ăsta e sensul textului nostru. Dumnezeu e preocupat să dezvolte chemarea lui în noi. De aia ne dă niște premise, de aia pune în fața noastră niște potrivnici care nu ne susțin, ci ne îmbrâncesc, exact cum a făcut-o în dreptul lui. De aia îngăduie pustia ca noi să ne mutăm încrederea de la noi înșine și ce putem face noi înspre Dumnezeu. Vă recitesc 2 versete și ascultați. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui, prin forțele lui, prin resursele lui, că destinul promis ține de bicepsi și lui, de capacitățile lui. Și același Moise care credea asta acum, după pustia vindecătoare, ascultați ce zice versetul 35, pe acest Moise, nu s-a schimbat? E exact același Moise, doar optica s-a schimbat.
Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis: cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis exact ca stăpânitor și judecător. Dar îl slăvesc pe Dumnezeu pentru această virgulă. Virgulă. Cu ajutorul îngerului care îi se arătase în rug. Prin puterea lui, cu ajutorul îngerului. Credea prin puterea lui, cu ajutorul îngerului. Ce-a făcut schimbarea asta? Mutarea de la încrederea în forțele personale înspre Dumnezeul care duce omul înspre destinul promis. Tocmai pustia. Tocmai pustia. Când înțelege că de fapt nu-i vorba despre el, ci despre ce face Dumnezeu prin el. Moise, zice versetul 36 așa: el i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustiu. 40 de ani. Moise trebuia să înțeleagă că mutarea de la eșec înspre destin vizează tocmai mutarea în credere de la mine și ce pot face eu înspre Dumnezeu și ce poate face Dumnezeu, dar chiar mai personal. Acum când devine lider, acum când viitorul e construit de el cu ajutorul îngerului, Moise zice așa. Acest Moise a zis fiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul vostru va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați. Moise, dar nu ești tu liderul? Dar nu, tu ești imaginea emblematică a ieșirii. Nu, nu, nu. Există un proroc. Eu la el mă uit și în el mă încred. Consemnarea narrativă reinterpretată din Evrei, capitolul 11, Moise 1, din garele lor credinței, ascultați ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Moise, ce știi tu de doctrina păcatului, a martiologiei? Ce treabă-i? Ce treabă-i tu cu asta? Mai departe. El socota ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți înspre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului. De ce? De unde curajul ăsta? De la unul fricos și dezamăgit care a gustat eșecul, cum ajunge Moise la destinul promis? L-a cunoscut pe prorocul. Biblia zice așa: prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Pe cine l-a văzut Moise? Despre cine vorbea de el, să ascultați, de Ștefan consemnează în predica lui apologetică pentru evreii care nu cred în Mesia, tocmai despre Hristos. Ei, cred din tot sufletul meu că trecerea de la eșecul personal la destinul promis marchează ocara lui Hristos, și ocara lui Hristos a însemnat crucea. Marchează domnia lui Hristos și domnia lui Hristos a însemnat calea uceniciei. Nu mă întrebați cum l-a văzut Moise pe Hristos. Cert este că în pustiu, în rug, Moise a avut revelația lui Hristos. O înțeles că există cineva mai mare care poate proiecta destinul promis în viața lui personală și poate susține parcursul acesta. De aceea, cred din tot sufletul meu că în absența prorocului a lui Hristos vom fi, viața noastră va fi un perpetul eșec, o înfrângere după înfrângere. Unde duce acest drum? Când vorbim de chemare personală sau de vocație, fie că vorbim de cea spirituală sau laică, reprezintă câștigul împărăției sau câștigul lui Hristos? De fapt, drumul ăsta mă promovează pe mine sau îl promovează pe Hristos? E vorba de ce mi iese mie, de cât de fericit sunt eu sau de cât de glorificat este Hristos? Destinul promis nu cred că presupune gloria personală, ci înseamnă glorificarea lui Hristos. Și Moise asta a înțeles. Vreau să-ți spun din capul locului că dacă pentru tine eșec înseamnă că nu ești văzut, că nu ești apreciat, că n-ai bani, că n-ai sănătate, că nu ai loc în societate în care oamenii se zică wow, ăla nu-i destinul promis de Dumnezeu. Destinul promis de Dumnezeu înseamnă un om, un rob netremnic în împărăția lui Dumnezeu, care tot ceea ce face, face spre gloria lui Hristos. De aceea, chemarea cred că trebuie să fie cristologică. Chemarea de fapt îl prezintă pe Hristos și doar pe Hristos. Pavel zice: n-am vrut să cunosc, n-am vrut să știu în mijlocul vostru pe nimeni decât pe Hristos. Și pe el cum? Pe el răstignit,
Adică predicarea mea e despre Hristos, plantarea de biserici de pe Hristos, fac corturi ca să mă întrețin, să-L predic pe Hristos. Nu doar cristologică, ci cristocentrică. Tot ceea ce facem, vocația noastră, pasiunile noastre, tânjirile noastre, trebuie să fie centrate pe Hristos. Pentru că destinul universal al lumii, destinul meu privat, nu poate să se integreze decât în destinul universal al lui Dumnezeu. Și știți care e viziunea lui Dumnezeu pentru lume, pentru omenire? Orice limbă să mărturisească că Iisus este Domnul. Împărăția, care înseamnă înfrângerea morții a lui Satan și a păcatului. Dacă nu mă integrez cu viziunea mea în asta, dacă Hristos nu este proslăvit, dacă oamenii nu-L mărturisesc pe Hristos, ci mă mărturisesc spre mine, eu am eșuat. De aceea Moise zice, de El să ascultați. De El să ascultați, Cel care are putere să vă ducă dintr-un loc în altul, de El să ascultați. Oamenii s-au legat de Dumnezeu chiar după moartea lui Moise, că au înțeles că rolul lui Moise e unul și rolul lui Dumnezeu este altul. Dar vreau să ne punem câteva întrebări aplicative aici, pentru că vă spuneam că dezvoltarea chemării e parcursul lui Dumnezeu. Îs convins că unora dintre noastre Dumnezeu v-a descris chemarea. Dar celor mai mulți sunteți în perioada celor 80 de ani în care Dumnezeu dezvoltă chemarea în voi înși vă. Prin premise, prin oameni care ne încurcă, uneori prin pustiu și prin proroc, prin Dumnezeu, prin Hristos, prin lucrarea răscumpătoare a lui Hristos, prin crucea care ne iartă, ne răscumpără și ne reabilitează. În sensul acesta, aș vrea să răspund sincer la câteva întrebări, pentru că asta vizează care-i drumul. Vizează în mod concret, am înțeles că trebuie să-L proiectez pe Hristos în vocația mea, dar destinul ăsta, care e al lui Dumnezeu și nu e al meu, mi-a dat o bucățică din El. Cum se transpune efectiv în mine și în chemarea mea? Prima întrebare pe care aș vrea să ți-o pui îi, ce te face să te simți cel mai împlinit? Care sunt lucrurile care îți aduc împlinire? În mod spiritual mă refer. Din biserică, care sunt activitățile care îți aduc împlinire? Mă bucur că Iosif a plecat. Dacă ar fi după mine, măcar că sunt om a rugăciunii, pentru că nu pot să cânt, sau nu pot să cânt cum aș vrea eu, eu aș scoate cântarea din biserică. Eu vă mărturisesc că cred că și rugăciunea aș scoate. Eu aș pune numai studiu biblic. M-ați convins că nu știu câți ar mai rămâne din biserică. Dacă mă întrebați pe mine, cea mai mare împlinire e să văd oameni studiind Scriptura. Cea mai mare împlinire e să văd oameni care înțeleg predicarea. Cea mai mare împlinire și satisfacție e să văd oameni strânși în jurul Scripturii care memorează. Îmi plac copiii mei când recită poezii. Îmi plac și când cântă, conduși de maică sa. Dar mai mult parcă îmi plac când înțeleg un verset și mi-l explică. Când băiatul meu, acum 2 săptămâni, a dat primului îndemn, am crezut că mor, că pot să mor liniștit. Da, la o biserică de 5 oameni, era duminica aia, mi-a scris, tati, am dat primul îndemn din viața mea. Erau 12 ani, mi-am dat seama că m-am trecut cu un an. Au fost bucuria vieții mele. Pe tine ce te împlinește? Dacă e cântarea, înseamnă că aia vrea Dumnezeu să dezvolte în tine. Aia e chemarea ta. Dacă e studierea, înseamnă că în zona asta Dumnezeu te cheamă. Dacă împlinirea ta e să-i vezi pe oameni fericiți, înseamnă că probabil ai darul ospitalității. Ce te împlinește pe tine? Dacă nu să te vezi tu, dar ești catalizator și vezi oameni roind în jurul tău, probabil ești un lider. Dacă nu-ți plac proiectoarele și mereu ești în spate, îți place să fii a doua roată la căruța, să sprijini din tot sufletul tău, probabil că ești un diacon. Probabil că ești omul ăla din umbră care nu vrei să fii văzut, dar la asta te cheamă Dumnezeu. Care sunt împlinirile tale? 2. Care e cea mai mare nevoie pe care o sesizezi? Care sunt nevoile pe care le vezi în mod curent? Ați văzut surorii care oricât de politicoase când intră în casa unuia văd numai pe angeni? Când îs, bineînțeles, nu în vedenie. Înseamnă că au aplicare spre curățenie. Altele n-au nicio treabă. Altele se uită la mâncare. Pentru că au aplicare spre asta. Dumnezeu a pus în noi niște lucruri. Ei, de obicei când vezi niște nevoi, ăla-i locul în care Dumnezeu te cheamă. Vorba cuiva, a mers un frate la un păstor și a zis, frate, nu știu cum să facă, nu mai pot asculta nicio predică în biserica asta, nici măcar pe a dumneavoastră. Oare nu cumva m-a chemat Dumnezeu ca misionar? Ca să-ți asculti tu propriile predici sau de ce? Nu așa merge.
care e nevoia care o vezi? Sunt nevoi, sunt oameni care văd nevoi, sunt oameni care văd copiii străzii. Înseamnă că zona pedagogică, sunt oameni care văd nevoia copiilor de a înțelege, înseamnă că asta e nevoia ta. Sunt oameni care au o plăcere. Am avut într-un context niște frați din Spania, azi vară, mărturisesc că mi-am efectiv o trebuit să mă parfumez ca să pot să rezist într-un context să-l ajut pe un bătrânel. Avea și puțină minte. L-am văzut pe un om cu lacrimi în ochi de bucurie, îl bărberia și îl tundea și îl spălea. Eu nu mai puteam să-mi țin respirația. Ăsta era darul lui. Care-s nevoile care le vezi în jurul tău? Asta va spune ceva despre ce urmează Dumnezeu să facă cu tine. 3. Pe cine admiri cel mai mult? Care cineva s-a șocat, vorbeam cu studenții și am zis, măi, eu n-ascult niciodată muzică. N-ascult, eu mă relaxez, ascult în predici. Te înțelegem, frate Flaviu. Eu nu pot. Rar, foarte rar ascult muzică. De regulă ascult predici. Nu ale mele, ascult predici. A studenților, când trebuie și altora. Asta înseamnă, asta spune ceva despre. Admir dascăli. Și asta spune ceva despre mine. Care sunt admirațiile tale? Care sunt oamenii pe care îi pune într-un poster în cameră? Dar nu în vremea adolescenței, ci niște admiratori, niște admirații care rămân. Acolo s-ar putea să fie chemarea lui Dumnezeu pentru tine. Acolo se conturează destinul. 4. Ce te deranjează cel mai mult la ceilalți? Ce te frustrează? Ce te exasperează? Ce te enervează cel mai mult la ceilalți? Acolo s-ar putea să găsești planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Chiar așa, unde te enervezi cel mai tare? În afară de șofat, dacă sunteți băieți. Asta e o profesie comună. Dar unde te deranjează? Eu n-am nicio problemă că falsează cineva. Cântă pentru Domnul. Alții s-au încheiat. Dar aceleași probleme le am în altă zonă. Mă deranjează când văd oameni atenți la predică. Mă deranjează când oamenii una spun și alta fac. Mă deranjează când văd oameni care zic, da, am înțeles, și după aia îmi dau seama că nu înțeles nimic. Mă deranjează lucrurile astea. Asta spune ceva despre tine. 5. Și ultimul. Ce ai vrea să se întâmple cel mai mult în viața celor din jurul tău? Cum ai vrea să vezi viața? V-am zis deja despre programele bisericii. Dacă aș putea, aș face numai studiu biblic. Dar nu merge. Îmi dau seama că noi suntem complementari și necesari unii altora. Dar noi întotdeauna am vrea să mulăm viața, să o facem după chipul și asemănarea noastră. Nu se poate, biserica e diversă, dar asta spune ceva despre zvâgnirile, tânjirile mele. Vreau să... Nu, asta cred că nu le mai facem. Vreau să spun ceva despre mine și nu ca să rămânem cu imaginea mea în față, ci ca să vedeți că se poate. M-am născut într-o familie săracă, modestă înspre săracă, cu multe complexe de inferioritate despre care v-am zis. Niciodată n-am crezut în mine. Chiar dacă devenisem destul de popular, uneori agresiv, cu băieții în anumite contexte, ascundeam niște frici, niște carențe în mine. Văzându-mi la părinți care erau destul de în vârstă, văzând limitările lor, țin minte într-o vară când trebuia să mergem în tabără și părinții mei au hotărât să, pentru că nu ne permiteam financiar, să facem curândul. Vara asta trebuia să meargă Ionuț, fratele meu, apoi eu vara următoare și cealaltă, Radu. Și acum țin minte telefonul la Vinei Cătuna, într-o vineri seara, când frate meu era la rând, Ionuț o sunat-o pe mame și a zis, Flaviu vine. De recunoștință atunci cu Găbiță Pleșa și cu alții, am făcut balconul de la Vișagu. Am tăiat, am zis, nu mă joc cu copiii, cumva să încerc să compensez bucuria de a fi în tabără. Întotdeauna o săptămână ochiuleam de la școală, nu că vreiam, ci pentru că strângeam măcieșe și făceam sirop de măcieșe și le vindeam pe la școli și pe unde se putea, ne mai ajutau niște oameni ca să avem bani de caiete. Cam asta a fost viața mea. Pe la 17 ani, unora v-am zis,
am înțeles că nu darul meu nu-i chemarea, nu-i cântarea și am crezut că ăsta îi... A fost descurajat total. M-am înfundat cumva în lume, dar pozând bine. Eram într-un eșec total. Am început să dau ore de matematică pentru că îmi plăcea să-i văd pe oameni că înțeleg. Mi-a plăcut foarte mult matematica până pe clasa 9, apoi din cauza răzvrătirii am chiulit de la școală și am neglijat anumite lucruri, dar iubirea pentru matematică a rămas și îmi plăcea să le predau altora. Am fost șocat să văd că mă sunau mămici și îmi spuneau: frate Flaviu, chiar te pricepi, adică alții nu reușesc să-i facă pe copiii noștri să înțeleagă, tu chiar poți asta. Și asta m-a încurajat, am zis, oare asta să fie darul meu? Întorcându-mă la Dumnezeu, am văzut harul care Dumnezeu mi l-a făcut slujind în biserici, slujind pe sate. În momentul în care am fost pus pe lista de predicare în Carpați, am crezut că zbor. Am zis, în sfârșit Dumnezeu mi-a făcut dreptate. Cumva au vindecat toate complexele mele de inferioritate. Vedeam sus și cumva un pic mândria și-o făcut simțită prezența. Am zis, m-am vindecat, dar încă mă credeam în mine și ce puteam, chiar dacă era umbra aceea. Până într-o zi în care Dumnezeu îmi zice așa: Flaviu, este vremea să pui punct, să tragi linie tuturor lucrărilor care le faci aici. Eu, Domnul, ți-am pregătit un nou lung drum pe care trebuie să pășești prin credință. Pe măsura în care o să-ți pleci genunchii, o să vezi rod bogat la secerișul meu. Asta era o prorocie a unei persoane care nu m-a văzut în viața vieții lui, în urma unui chemări a unui frate să mă duc în Oltenia. 2010, proaspăt căsătorit. Am zis, Doamne, de ce? Abia m-am vindecat de carențele mele, de complexele mele fizice, mi-ai îngăduit să fac o școală, m-am integrat într-un grup, mă simțeam important, mă vedeam fericit, aveam un viitor și o nădejde cumva fizică. Am zis, Doamne, ești nedrept, de ce curmi lucrurile? Și am zis, ăsta e pustiul meu. M-am dus la două femei și trei bărbați atunci într-un colț de Oltenia și mereu m-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, de ce? Când m-am eschivat, Dumnezeu, au fost momente care m-au pedepsit, până când soția a zis, mai bine în voia lui Dumnezeu în capătul Olteniei decât în tot confortul din Cluj. Și m-am întrebat, Doamne, de ce? Doamne, tu nu vezi tot ceea ce ai investit în mine? Unde ești? Care-i viitorul meu? Acolo! Adică tot ce ai investit în mine și o biserică frumoasă și tineri care mă iubesc pentru Oltenia, pentru mine Dumnezeu era nedrept, era nelogic, dar școala asta pustiei nu a făcut nimic altceva decât să mă ajute să mut în credere, să mă vindec odată pentru totdeauna de complexele mele, dar apoi să mut încrederea de la ce pot eu face înspre Dumnezeu. Pentru că în pustie ești la firul ierbii, măcar că iarbă nu este. Ori tu, ori Dumnezeu. Numai doi îs. Nu există altă variantă. Și va veni pustia în viața ta. N-am înțeles. În momentul în care m-am plofonat și am văzut că lucrurile nu merg, am zis, mă scriu la institut. Puteam să predic din inerție, dar vedeam că nu mă mai pregăteam și aveam nevoie de un cadru cumva care să mă strângă, să mă forțeze să cresc spiritual. Și m-am înscris la institut. Încă complexele cumva erau și mă vedeam mai puțin pregătit. Țin minte când tatăl meu, și asta, o etichetă cumva a rămas, tatăl meu a murit, când... Odată i-o zis fratelui meu mai mare, tu trebuie să fii în primii trei din clasă. La fratele meu mic i-o zis, tu trebuie să fii în primii trei din clasă. Și mie mi-o zis, tu trebuie să fii în primii cinci din clasă, am înțeles. Asta a zis totul. Și așa era, trebuia să învăț. Eu eram cel care mă prindea noaptea, eram cumva un pic în urmă. Ei, toate etichetele astea le-am păstrat în inimă și încă nu eram vindecat de ele. Student fiind la institut, am început să învăț și să învăț și să învăț, încercând să prind în urmă, pentru că trăiam în complexele astea și nu înțelegem de ce o făceam pentru mine. Până într-o zi, când fratele rector, fratele Nelu Brie, după ce am terminat o licență pe care eu nu am crezut că e așa, nu a fost momentul în care am înțeles, de fapt, perfect chemarea lui Dumnezeu. Fratele Nel a zis, Flaviu, te înscrii obligator la master. Uite, noi ne-am rugat, ne-am gândit, tu trebuie să faci parte din catedră, să fii coleg cu noi. Copilul de la țară, dintr-o familie săracă, care a mers în capătul Olteniei, într-un sat, să ajungă la institut
La Institutul Teologic Pentecostal vedeam alții cu doctorate, alții mult mai adecvați și mai pregătiți decât mine. Doamne, cum asta? Atunci am înțeles de ce îmi plăcea matematica și să predau. Atunci am înțeles de ce focul pasiunii mele în contextul predicării făcea sens. De ce nu conta dacă predic la 1000 de oameni sau la 3 oameni? Atunci am înțeles cum pedagogia și predicarea se leagă. Dar pentru asta a fost nevoie de o pustie. Poate pustia nu înseamnă pentru tine Oltenia. Poate pustia o să însemne lipsa înțelegerii celor din familie. O să însemne locul obscur care se numește sub balcon sau la balcon. Poate o să însemne nebăgarea în seamă într-un grup. Poate să însemne studenția în Cluj în care nimeni nu te bagă în seamă. Țin minte un student, un prieten vechi mi-a zis: Flaviu, am stat 2 ani de zile student în Cluj și am vizitat mai multe biserici. Nimeni nu mi-a zis: du-te mai încolo. Nu m-a salutat. Poate pustia aia e pentru tine. Dar ascultă-mă ce spun. Dacă ești în pustie, de fapt Dumnezeu nu vrea să facă nimic altceva decât să proiecteze destinul pe care l-are. Rămâi acolo. Pregătește-te, pustia e locul pregătirii. Dumnezeu va veni ziua în care nu te va înălța pe tine, ci te va pune în locul în care El să fie proslăvit și izbăvit. Și credeți-mă, dacă a putut să facă cu mine asta, o poate face cu oricare dintre dumneavoastră. Important e să ne ridicăm în capul oaselor, să înțelegem care e chemarea lui Dumnezeu și să mergem prin credință în sensul acesta. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze.